Da, au fost două proiecte de hotărâre Consiliului Județean, amândouă au trecut cu mici amendamente aprobate de către toți consilierii județeni. Primul proiect a fost pentru echilibrarea bugetelor locale și suma totală care a fost distribuită spre primărie a fost de 40.455.000 de lei, sumă care va fi distribuită, așa cum spuneam, spre echilibrarea bugetelor locale, de fapt pentru proiectele de investiții la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Aceste proiecte vor fi clar cu destinație plecată de la Consiliul Județean pentru solicitările pe care le-au făcut consilierii, pe care le-au făcut primăriile către Consiliul Județean. Cel de-al doilea proiect face referire la nivelul drumurilor județene și drumurilor comunale. E vorba de o sumă de aproximativ 10.500.000 de lei, o sumă care a venit din sume defalcate TVA pentru drumuri județene și drumuri comunale, dar am luat decizia ca întreaga sumă să meargă spre drumurile comunale, pentru că la nivelul drumurilor județene, după cum ați văzut, încercăm să ne descurcăm din bugetul propriu și din fonduri guvernamentale, iar această sumă a fost distribuită spre primăriile care au în cadrul unităților administrative drumuri comunale. Nu toate primăriile au primit, pentru că unele chiar n-au niciun kilometru de drum comunal, iar altele care au, cum pot să vă dau exemplu, Topolovățul, 40 de kilometri, au primit sume mai mari pentru a fi ajutați în acest sens. Da, acest proiect este un proiect al Consiliului Județean. După cum ați văzut, a fost aprobat pentru a fi transmis spre Ministerul Dezvoltării de a obține fonduri guvernamentale pentru acest proiect, ținând cont de valoarea proiectului. Presupune lărgirea la 4 benzi de la sensul giratoriu de la Centură până la aeroport. La Mojița, din nou, tot votat de către Consiliul Județean astăzi, să-l transmite la Ministerul Dezvoltării 4 benzi de la ieșirea din Timișoara până la terminarea Comunei Moșnița. De acum înainte, în momentul în care există această hotărâre Consiliului Județean, va fi înaintat cu devizul general, la adresă de înaintare deviz general hotărâre Consiliului Ministerului Dezvoltării. Termenul limită de depunere este 17 martie. Tocmai în acest sens le-am introdus pe ordinea de zi din ședința extraordinară. După data de 17 martie, Ministerul Dezvoltării va analiza toate propunerile de la nivelul județului Timiș și de la nivelul celorlalte județe și vom aștepta ordinul ministrului pentru a vedea clar care din aceste drumuri vor fi aprobate la finanțare prin fonduri guvernamentale. În cazul în care nu vor obține unele dintre ele fonduri guvernamentale, sunt prioritate pentru bugetul Consiliului Județean.